Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal, super bet, go super! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Un invitat special în această seară, unul dintre cei mai simpatici foști jucători de fotbal, un adevărat personaj, o să-l cunoașteți imediat și o să-mi dați dreptate, este vorba despre Adrian Pitu, care a jucat, dacă ar fi jucat și la Rapid, ar fi jucat la toate echipele bucureștene, în sensul în care a jucat la Steaua, la Dinamo și la cele trei echipe între timp, din păcate, desființate, la FC Național, la Sportul Studențesc și la Rocar. Corect? Rocar, da, da, da. Bună seara. La Național, când am fost acum un an, am trecut și eu pe acolo, se joacă oină. Incredibil așa ceva. Am fost... Tot e bine că se joacă. Se joacă, da, da, da. La e Național. Păcat de un teren aflat în centrul Bucureștiului care nu este exploatat în condițiile secetei de terenuri de fotbal, exact, din România. Exact. Sportul, da, studențesc, nici nu mai știu, nu știu dacă ai mai fost pe acolo. Acolo a fost perioada de studenție, cum ar veni. A fost... Dar tu, de fapt, pentru cine nu știe, Adrian Pitu este constanțean, de altfel a venit acum de la Constanța, da? Și îi mulțumesc, da, că a venit special pentru când emisiune. Am auzit de Neovidiu, cum? Da, ne uitam la procesul etapei, Paris, ne rugam atunci să venim la procesul etapei. Da, bine, e o epocă de frumoasă. Mult trecută. Da. Adi, spune-mi să începem cu sfârșitul. Ai 47-48, da, de ani, ce faci tu acum? Cu ce te ocupi? Neovidiu, ce să zic, am viață de artist. Așa? Noaptea vesel, ziua trist. Observator Liga 1. Și mă descurc, nici afaceri. Ai niște afaceri, da. Dar ce domeniu? Poți să spui? De toate, și imobiliare, și transport. Mai mici dese, cheia micilor succese. Auzi, Adi, ai trecut până la foarte multe echipe. M-am uitat atent, exceptând perioada de la Steaua. O să discutăm. Acolo, Steaua, da, m-am maturizat. Ai stat mai mult. Restul, anul și echipa. Nu, anul a fost echipa. Așa. Nu, Neovidiu, am fost... Deci am debutat la Faru. Eram la Constanțean. Fiind, după aia ai trecut la Portul. Nu, după... la Sportul Studențesc. După aia la Sport. Trei ani. Trei ani la Sportul Studențesc. Cu cine? Ce echipă era? Că echipa aia, Gașca, era, nebună? Era Mircea Rădulescu antrenor. Așa? Și Mudică, Bica, Stănici. Și Mudică era șugubăț de pe atunci? Păi dădea câte trei goluri pe meci. Știi, am prins și perioada aia de la Târgu Jiu, dacă știi. Așa, da. Ne duceam cu trenul, ziceam că eram cireșari. Ne duceam cu trenul, jucam și veneam acasă. Și cheful când îl făceați? Și înainte și după. Păi, serios, erau aia Fofo care creștea ciuperci, ne rugam, ne duceam, da, la biserică. Da, ne duceam la biserică, ne rugam să plouă, că dacă ploua, luam și banii, că așa era. Era dacă făcea ciuperci, vindea, derupea. Și plătea jucătorii. Și plătea fără milă, da. Nu ploua, nu erau ciuperci, nu luați bani. Nu luam bani. Dar a fost o perioadă frumoasă. Stăteam la hotelul lui Condescu, cred că acum aici. Ghinion era și echipa de handbal fete acolo. Așa. Ce căutau, nu știu. Păi, și stăteau în cantonament. Stăteau în cantonament, da. Și jucam, țin minte, acolo am avut numai rezultate. Primul meci cu Iașu 3-0, a dat și Mudică 3 goluri. Știu că ne chema, Nea Mircea Rădulescu, știi, un boem. Ne chema înainte cu o seară de meci, Fofo la el, avea vilă, piscină, cu de toate. Și acum... Ce vrei? Whisky, mâncare? Înainte de meci, mă? Înainte cu o seară. Așa. Dar câte puțin așa, dar noi mâncam, beam de toate. Numai o dată de două ori dădeam faliment cu noi. Dar câștigam în continuu. 3-0, 2-0, 3-0. Deci după aia nu mai ne chema. După aia am terminat, a fost o perioadă cu Sportul, cu Bunaciu, cu Lalciu, cu Bogdan Andone. Chiar am vorbit acum o săptămână cu el, e antrenor la Botoșani. La Botoșani, da. Da, bunicu îi spunem noi. Cu minte, n-am văzut. E cumnatul lui și Mudic. Știu.
Dar spune-mi, apropo de rude, pentru cine nu știe, Adrian Pitu este unchiul lui Alexi Pitu, fostul jucător al viitorului, al Farului. La Bordeaux. Și sunt și nepotul lui Giovanni și lui, da, așa e, așa e la Macedonia. Voi Macedonii sunteți toți rude unii cu alții. Până la urmă ajungi rudă cu toată lumea, da. Că ce mai face Alexi? Bordeaux, fost mare echipă în Franța, de 6 ori campioană, dacă eu nu greșesc. Da. Ultima oară în 2009, parcă. Da, au avut probleme financiare, de asta. E locul 13 în Liga a doua. Da. Joacă Alexi? Cred că am vorbit cu taicu, vreau să ajung și eu pe la el să văd și eu un meci. E cel mai tehnic de acolo, ce zice antrenorul. Dar spun eu adevărul. Deci copilul e foarte cu minte, talentat, se pregătește. Dar mai lipsește ceva. Oricum e foarte apreciat acolo. Foarte, așa, foarte. Ce foarte lipsește? Nu știu, să spargă gheața, să intre, să dea 2-3 goluri și să nu mai iasă din echipă, să se bazeze. Dar ce, e mai mult rezervă? În ultimul timp a jucat. A dat și goluri și pase de gol. Auzi, Adi, mă, cum se explică? Tu ești de acolo, să zic, din mediul ăsta. Că jucătorii lui Hagi, plecați de la Hagi, mai niciunul n-a reușit să spargă plafonul, să zic așa. Uite, Alexi, jucător talentat, lăudat, vândut în Franța, nu reușește să... Dar eu nu zic că nu reușește, Nea Ovidiu, că Alexi a reușit acum... Știi cum e? Bă, rezervă în Liga a doua, locul 13. Dar nu e rezervă. Nu e vor reușită. Nu e rezervă. În ultimele meciuri a jucat. Problema, știi, care trebuie să ai și noroc și de jucători și de echipă și de tot. La fotbal nu e ca la fabrică. Te angajezi, faci ce trebuie și ai salariu. Așa. Acolo, știi, să ai noroc și de antrenor și de coechipieri. Pentru că, spun ceva, la o echipă, dacă ai coechipieri cât mai buni, cu atât joci mai bine. A, sigur, fără îndoială. Fără, da. Bun, ia, tu unde ai jucat cel mai bine? Peste tot. Serios. Deci, ești modest. Foarte modest. La sportul, bine, eram un nebun, intram, luam, îi driblam așa, câte 10 inși. După aia am ajuns la Dinamo, m-a luat Nea Petre Buduru și la Dinamo n-a fost să fie, m-am accidentat de 2 ori. Țin minte, am ajuns, era... Hizu, antrenor, zice, Pitule, ăsta e anul tău. M-am dus la schi, am făcut întorsă de genunchi. M-am dus la Rocar, m-am refăcut. Am și promovat atunci. Cu... Păi mă, fotbalist la schi, ce Dumnezeu? Da, Nea Ovidiu, ca să vezi. Ce ți-a trebuit schiul? Păi, deci, greșeala vieții. Hizu, antrenor... Hizu, da... Nea Viorel, n-ai ținite, avut contre cu el? N-aveai cu să ai cu el. M-am dus, zice, Pitule, vezi că e anul tău. Și eram cu gipsul la... Pe zi Nea Viu, ia uite ce am pățit. Mamă, când mi-a dat una după ceafă, dispar de aici. Am plecat la Rocar. La Rocar am avut echipă frumoasă. Era epoca Nețoiu, nu? Numai Nețoiu. Numai Nețoiu. Nețoiu. Nețoiu, Petre Buduru, Marius Stan. Știi foarte bine. Așa. Jucătorii erau de la Dinamo, de la... Și după aia... Blaturi, multe? Cele mai multe de pe planetă, dar s-a prescris, au fost blaturi. Se... Știi cum erau cu operativa? Nea Ovidiu. Știi cum era cu operativa înainte? Și asta era, noi n-aveam ce să faci. Florin Marin odată la un meci zice, ce facem? Zice, nu știu cu ea zis lui Alexa, zice, ce facem? Jucăm pe bune, luăm, și așa sau, uite, luăm bani și Alex zice, jucăm pe bune. Bine, tu joci singur pe bune, noi luăm bani și dacă câștigi... Erau alte vremuri. Dar, cum să spun, erau jucători unu și unu. Am avut barajul cu UTA Arad, țin minte. Așa. Eu am stat 3 luni după accidentare, m-am refăcut, m-am dus la Rocar și am prins barajul cu UTA. Când i-am bătut pe aia 1-0, când am luat pastila aia, dar ziceai că... Vedeai pinguinii pe... așa. Am câștigat. Ce pastilă, mă, că nu știu. Nu mai știu, ne-a dat... dat o pastilă înainte de meci. M-au luat cu fric pe la stomac. Pe toți. Alergam, s-a terminat meciul ăia, încă erau leșinați, noi mai jucam un meci. Și am câștigat, am promovat. Nu v-a făcut nimeni control antidoping? Ce? Nu exista pe vremea aia. Nu, nu exista. Acum și cine? Doctorul și... vă dăduse? Ne dăduse, dacă țin minte, dă să o văd și eu. Nu, nu, am băgat-o, am înghițit-o, ce să mai unde?
Dar a fost bine, erau 44 de grade, ziceai că joci pe 0 grade. Am alergat atunci în meciul ăla de... Am bătut șampanele la rece și am promovat. Și am jucat un an la Rocar în divizia atunci când am intrat cu Florin Marin, antrenor. Se dădeau banii la Rocar? Adică se plătea sau erau... Nea Gigi Nețoiu plătea, dar nu erau banii de azi. Era de prăjitură, de ciocolată, de... Nu era neauvidu ca în ziua de azi. Eu zic că în ziua de azi contracte sunt foarte mari pentru valoarea jucătorilor. Dar bun, tu cel mai mare contract unde l-ai avut? La Steaua. Păi ce, la Rocar, ce luam la Rocar? Luam câte 2000 de euro pe lună. Și dacă îi luai și pe ea. Prime, ajungeai pe acolo. Bine, banii erau altfel, nu erau... Dar nu se compară cu ziua de azi. Da, mai luați din aranjamente, că înțeleg. Mai luam câteva sutici, stăteam liniștiți, mai ieșeam. Da, spune și mie că chiar asta nu-mi imaginez cum e. Se discuta în vestiar, adică stai, dom'le, au venit cu banii adversarii? Nu ne-a văzut, noi de jucători, îți dai seama, pe teren, țin minte, mă ținea în listar sau nu știu cine, unde eu, în dreapta, în stânga, ne dea în cap, în cap, bă, zic, lasă-mă. Nu erau aranjamente, de exemplu, acum cu casele de pariuri. Acum e periculos, nici nu știi ce se întâmplă. Atunci se înțelegeau cluburile între ele, președinții, noi n-aveam nicio treabă, noi executam ce ni se spunea. Da, vi se spunea, dom'le, meciul ăsta îl pierdeți. Da, da, stați mai cu minți. Da. Nu e rândul vostru. Nu e rândul nostru, da. Noi nu prindeam rând niciodată. Da. Da, ne-a pui Dumnezeu să-l ierte. Asta a fost. S-a prescris, nu? S-a prescris, da, bun. N-a fost bine, dar s-a prescris. N-a fost bine, dar s-a prescris. Asta am prins perioada aia. Dar oricum, Neovidu, se juca fotbal. Se juca mai mult fotbal decât azi? Da, 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 da. Acum îți explici asta? Păi erau jucători numai unul și unul. Nu știu, nu o să-mi explic niciodată. Nu știu de ce. Adică azi nu mai sunt jucători în comparație cu perioada în care jucai tu, acum 20 de ani, să zic. Nici 50%. 15 ani. Nici 50%. Nici exemplu, 50%. Neovidu, eu am prins, de exemplu, eram la Faru și la Constanța mai erau 3 echipe de divizia a doua, care liga a doua de atunci erau peste liga întâi de ziua de azi. Nu imagine, Portul mai există? Nu există. De unde? Au pus de-alea pentru COVID. Spital de la mobil. Pe teren. Acum le-au scos, da. Adică Portul, Midia Năvodari, Mangalia, erau plicat doar, nu există. Da. Țin minte că am fost o dată la un meci la Portul, erau 5.000 de spectatori. 5.000? Era, da. Da, da, da. Cu stadionul plin se juca. De exemplu, era toate astea de Liga 2 erau pepiniera lui Faru. Faru era baza. Da. Cine nu prea juca, nu așa, îi trimitea la Liga 2. La Liga 2 se juca, adică erau jucători foși de Liga 1, alt fotbal, Neovidiu. Dar asta nu înțeleg nici eu, de ce. Bun, deci ai avut președinte pe Nețoiu, te-ai înțeles bine cu el. Ne-a zis, da. Mai zicea că dă banii, mai uita, dar până la urmă îi înțelegeam. Îi dădea. Cu întârziere, da. Da, cu întârziere, dar îi dădea. Zi-mi, la un moment dat ai și la Bacău. Păi stai puțin, la Bacău... Deci, Neovidiu, a fost meciul ăla, dacă știi, eram pe primul loc la Craiova. Aici, ca și la Craiova, da, exact. La Craiova. Și la Galați. Adică ai fost globetrotter, nu? Hai să spun. Unde n-ai jucat? Unde n-ai jucat? La Rapid. La Rapid. Trebuie să joc și la Rapid. Se înțelese Victor cu Dinu Vamă, nu știu ce a fost, nu m-am dus la Rapid. Și am plecat la Craiova. Așa. Și la Craiova a făcut atunci echipă Nețoiu cu Nicu Gheară. Și ajunsesem pe primul loc, ne băteam la campionat. Mai erau 3 etape, eram pe primul loc. Și jucăm cu Dinamo acasă. I-am bătut pe Steaua cu 50.000 de spectatori. I-am bătut pe Național. L-am făcut egal în Giulești. Și penultimul meci, Neovidiu, sau ultimul meci, acasă, Craiova, Dinamo București. Și înainte să înceapă meciul, s-a schimbat echipa. 5 jucători titulari,
eu, Domokoș, Mitu, ne-a scos și a băgat pe alții. Ne-a bătut Dinamo cu 2-0. Trei ore am stat în vestiar închiși. Cine era antrenor? Flori Marin, Unețoiu. Nicu Gheal era plecat, nu era la meci. După meci s-a lăsat de fotbal, a zis că nu mai vrea să audă de fotbal. Da. Înțeleg că n-a fost un meci curat, nu? Păi n-a fost. De atunci s-a distrus Craiova. De atunci s-a terminat Craiova. S-a terminat meciul 2-0. Au venit toți spectatorii la vestiare, ne-au înconjurat. Noroc că aveam gratii, unul mușcat în gratii, m-am speriat. Atunci m-am speriat, sincer spun, dădeau, deci le ieșeau ochii din orbite, să ne omoare. Ne-a scos cu jandarmeria, cu călăria, cu tot, de-abia ne-a scos. Lumea a dedus că practic ați dat meciul. Clar. Și imediat după toți jucătorii s-au transferat la Dinamo, știi foarte bine. Eu n-am fost de acord. Am plecat în Spania în concediu și când m-am întors, deja scria în ziar, l-a duce pe Ionuț Savu, m-am dus la Nea Gigi și zic, nu mai vreau să stau. Dă și mie... Legitimație. M-am dus la Astra în pregătire. M-am dus la Astra în pregătire cu Ion Marin. Stat 3 săptămâni, nu m-am înțeles. Pentru că era învățat, îi certa, îi înjura pe aia, pe Crăciun, pe aia. Eu venisem nou și am plecat. Am plecat și primesc telefon înainte să înceapă campionatul de la Meme. Vii la Galați? Zic, vin cu cea mai mare plăcere. Și m-am dus la Galați, am salvat de la retrogradare, era antrenor Ilie Dumitrescu, cât primul mandat. Da, da. Și atunci a fost, am ieșit și jucătorul returului, cu 4 goluri, de 1-0, și ne-am salvat de la retrogradare. Echipă bună, cu Pelin, cu Cristi Munteanu, cu toată lumea. Și după ce se termină, eu bucuros, zic, rămân la Galați, primesc telefon de la Nețoiu. Că era jucătorul lui. Zice, trebuie să te duci la Craiova înapoi. Niciodată. Și am închis telefonul și zice, bine, te duci la Bacău. Nu mă duc la... Până rău m-am dus la Bacău. M-a așteptat Dumnezeu să ierte Doru Sechelariu, țin minte, la Hemei. Eu juca Remi cu băieți, Caterin Cămare. Zice, ia vino mă încoace. Cum vorbea el, ce bei? Ce să beau, domn președinte? Bea, bă, un ghevurs, bă, țărane, de unde să știi tu? Ghevurs traminer. Da, da. Gata, domn președinte. Trece aici pe picior, zice, bă, le zicea la ea, cel mai bun mijlocaș care vine. Bă, zice, ți-au dat bani, le-am dat 350.000 de dolari pe tine. Am înnebunit instant atunci. Cum ai dat? Păi și le-am dat pe țoiul. Păi și eu sunat, stai, domne, că am avut cu tine. Zice, Doru, zice, stai liniștit că e bine aici. Dau tot ce vrei, rămâi aici. Și a fost la Bacău perioada aia, Cursarul, Ciocoiu, Răzvan, da, Lucescu, Iftodi, Bădoi, eu, Codreanu, Apostol, adică am trecut zero, acolo. Creșteau copaci până da, piatră. Stadionul e o ruină. Dar de ce ne-au văzut? Băi, să construiesc altele, nu vezi? Unele și atunci mor, când făcuse stadionul Sechelariu, cu nocturnă, cu tot, da, da. Foarte mișto. Și de la Bacău... Sănțe, și cu Sechelariu cum te-ai împăcat? Deci Sechelariu... Până la urmă ți-a dat ce-a promis? Mi-a dat și peste. Ți-a dat... Și Meme la Galați și Sechelariu la Bacău. Umbla, e adevărat, Sechelariu umbla cu... Mi-a dus, de exemplu, era, nu știu cine era ministru, portul, nu mai știu cine era atunci, sau turismului. După meci, eu de rușine zic, stai, lasă... După meciul ăla demonstrativ, primul meci cu, nu știu, cu UTA, nu știu cine a jucat la inaugurarea nocturnei. Așa. Și m-am dus la Hemei și eu stăteam cu Răzvan Lucescu în cameră și cu Iftodi la... Mă duc, când vine Nenea Doru cu, nu știu, ministru, nu știu ce, cu geantă de aia plină cu bani. Bă, ce faci, mă, cum zicea el. Ce faci, mă, zice, nu vrei să iei banii? Stai, Nenea Doru, că mi-era așa. Ia, bă, țărani, deci iau banii. Și să mă duc eu să-i pun, lasă-i, bă, că nu-ți ia nimeni. Și pe am venit la București, am schimbat în Îndeolat. Și ce zicea, băi, țărane, zicea? La toți ne zicea. Zic, Brânea Doru, vezi că-s de la Constanța. Taci, bă, din gură. Adevărul că omul era pe vremea aia, făcea ce vroia. Și iubea jucătorii, venea, ne scotea la restaurant, ne scotea formații, tot. Da, el era dedicat. Adică știi. Ții minte când declara că va juca în...
Liga Campionilor. În... Jucam dacă nu era ce nu trebuia pe acolo. Că a avut și noroc și de președinți, de... Păi ce, era Chivorchean la Chivorchean, moment dat. Chivorchean, da, păi dar ce? Eu trebuia să semnez pe un an și m-a pus să semnez pe 2 ani. Pe Zlatel ăla îl semnase pe 11 ani. Pe 11 ani. Venise Prunea, că după aia a venit Prunea și a zis că el era cu Afanu. Și a zis, stai, că nu se poate așa. Zlate avea așa, 100 de lei primul an, 200 al doilea, 11 ani. Tu-ți dai seama. Mergea Dumnezeu pe jos atunci. Dar ce, crezi că era Chivorchean, era elementul... Păi el semna tot, el făcea, da. El făcea toate cărțile. De exemplu, am avut un meci, țin minte, cu Sportul. Dacă băteam, treceam pe locul 4 și luam, nu știu, câteva mii de dolari. Și s-a terminat 2-2. Trebuia să-i batem de să-i spargem. Și asta e. Bun, deci Sechelariu era un tip generos, nu? Foarte generos. Da, nu se enerva că mai trăgea și cu pistolul la un moment dat. Da, am văzut pe stradă, da. A venit de ziua lui, trăgea așa cu pistolul, dar na, pe noi nu s-a supărat niciodată. Îi certa pe aia. Păi țin minte, odată a venit, s-a supărat și a zis, Chivorchean, de azi nu mai ești președinte. Era unul, Pop, un mai micuț așa, de azi ești președinte, da, să trăiți. Exact ca la romani, așa, pe vremea, da. Aia, să trăiți, să... Și banii imediat... Și după aia se sucea, îl punea înapoi, nu? A doua zi l-a pus înapoi iar pe Chivorchean, că știu că i-a zis Radu Ciobanu, i-a zis seara lui Pop, domnul vice, îmi pare rău, sunt președinte, îl pusese 2 ore. Da. A doua zi iar l-a pus vicepreședinte, l-a pus pe Chivorchean. Și, deci oameni care plăteau pe vremea aia, Sechelariu, care nu avea datorii la jucători, Gigi Becali, care nici în ziua de azi n-are nicio datorie, restul toți chițăiau. Nu știu, Porumboiu cum era, tu trebuie să știi că eu n-am avut... N-ai lucrat cu Porumboiu? N-am lucrat cu Porumboiu. Meme plătea... La Galați. Păi Meme la Galați era cu Gigi la Steaua. Avea și buget, avea și jucători, avea... Și după părerea mea a fost ca manager... Bun, mulțumim. Și ai ajuns la Steaua. Da, am ajuns la Steaua după un an. Când m-a sunat... Cu Steaua a ieșit și campion, nu? Da, m-a sunat Piții, de fapt, Codoreanu, nu mai știu, zice, vrea Tăianea Piții. Jucam la Constanța, eram la Bacău, am bătut 3-2. Am dat 2 goluri sau 1 gol, nu mai știu, am bătut pe Constanța. Și după meci trebuia să plec la Lido, știi unde se ne întâlneam, la Lido, la Nea Viorel. Da. Să semnez. Și am spus lui Giovanni, că erau certați atunci, erau Giovanni cu Gigi, erau... Cu Pițurcă. Păi era Piții cu Gigi și partea altă Giovanni. Nu știu de la ce, de la așa. Și când a auzit, a zis, nu, că te duc în Turcia. Te duc în Turcia, nu te duci la Steaua. Bine, mă duc, nu vroia să întărească Steaua lui, da. Și Becali. De unde n-am fost nici în Turcia, nicăieri, am rămas la Bacău. Și peste încă un an am jucat bine, m-a sunat Strizu, era cu Nea Piții, a zis, băi, ești un măgar, că ai... am greșit, zic, vin și pe jos, semnez și pe gratis. Și m-am dus la Steaua. Era Gigi la început, practic, nu? În perioada foarte lui... la început, da. Și cum era? Nu, avea învergura de azi, așa? Nu au video, n-avea, dar nici nu vorbea așa mult, se... Piții era, Piții centra, Piții dădea cu cap. Adică Gigi atunci nu era cum e acum, nici nu intra în vestiar. A intrat odată în vestiar și a zis, Piții, du-te și adu banii, zici că mă pricep eu la fotbal. Nu, venea, ieșea cu noi, ne scotea în oraș, venea la antrenamente, numai ca astăzi. Adică nu comanda el, bă, niciodată. Nu avea niciun cuvânt, practic. Piții comanda. Piții, centra, Piții dădea cu cap. Nu se făcea nimic fără Nea Piții. Piții, antrenor bun? După părerea mea, Nea Ovidiu, cel mai mare selecționer. Diferență între antrenor și selecționer. Piții avea ochi. De exemplu, eu când am ajuns la Steaua, toți știau cu varză. Adică de la fundaș până și portarul te dribla. Și toată echipa, și după aia când a venit și Zenga și Oli și tot, ce-au mai adus pe lângă, dar de fapt scheletul l-a făcut Piții. Piții a făcut scheletul. Bun, dar în toată discuția asta, Adi, dintre Steaua și FCSB,
tu la care ai jucat și cu, tu ai jucat la Steaua, practic, nu? Neau, Ovidiu. Ce să zic, am mai zis de 100 de ori. Steaua, că au luat brandul, dar de fapt nu există să alergi de unul singur să ieși pe locul 2. Nu poți, nu? Deci Steaua e aia care toată lumea se uita la televizor, în Liga Campionilor, în Cupa UEFA. Aia e Steaua, nu? Eu nu vorbesc de brand, de acte și bun, de... Bun, care e? FCSB? FCSB-ul sau... care... FCSB. Păi, da, aia e. Aia e. A greșit Gigi. Gigi, dacă făcea actele de la început, atunci nu mai exista chestia asta cu talpan, cu... Dar spune-mi, n-ai așa nicio nostalgie că ai jucat totuși la Steaua pentru echipa asta din Liga a doua? Păi, Neovidiu, am fost, dar nu mai simți nimic. Ce să zici? Joci cu Dumbrăvița? Ce să faci? Conduc generalii de armată? Nu mai e cum era Steaua pe vremuri. Nu mai e. Nu e. Acolo, uite, Oprița e antrenor. Oprița un antrenor nu bun, foarte bun. Da. Bine, echipa n-are voie să promoveze. Păi și cum îi motivezi? Ce faci? Ce zici? Bă, vezi că alergi de unul singur, dar tu pe locul doi ești. N-ai ce să faci. Și multă lume, bine, am interes, eu n-am niciun interes. Steaua este FCSB-ul ziua de astăzi, adică rezultatele care le-a avut. Pentru că dacă Gigi nu lua atunci, nu lua Steaua, Neovidu, știi foarte bine, nu mai era Steaua în ziua de azi. Pentru că a băgat foarte mulți bani, știi foarte bine. De-a și a și scos. Pentru că a și scos. Uite, să luăm așa Steaua când a luat-o Gigi și Negoiță când a luat Dinamo. Gigi a băgat bani, dar ce a scos? A băgat iar în jucători și Negoiță au luat banii. Uite unde e Dinamo. Chiar îmi pare rău de Dinamo, apropo, de brandul Dinamo, de clubul Dinamo. Dacă mă întreb ce jucători, nu știu niciun jucător de la Dinamo. Pe ultimul loc. Români nici nu prea sunt, ca să-i da, știu. Așa e, așa e. Și străinii și, circulă, unii vin, alții pleacă. Neovidiu, înainte era viață frumoasă, nu ca ziua de azi, poze, tot, TikTok, internet. Înainte, dacă apăreai în Gazeta Sporturilor, citeai toată ziua de dimineață până seara de 100 de ori, dacă scriai și de bine și de rău. Adică ca să apari în gazetă sau în ProSport, era ceva, astăzi e ceva normal, nu? Da, sigur, acum e, azi e chiar prea mult, ca să chiar zic prea așa. Mult. Păi da, apară, mă uit, nici n-am TikTok, apar toate personajele astea de care n-au nicio treabă. Înainte, și de asta era și fotbal înainte. Toată ziua ce făceai? Adică tu zici că fotbalul dinainte era mai bun decât ăsta de azi. Dar părerea ta care e? De 10 ori. De 10 ori, zici. De 10 ori. Și... cum să spun, lumea era altfel, Neovidiu, noi jucători între noi ne știam, ieșeam în oraș cu familie, aveam o legătură, chiar eram o familie. Astăzi ăștia nici nu se cunosc în vestiar, între ei nici să salute. Păi, sunt și foarte mulți străini. Ce zici de chestia asta cu mulți străini? Păi și de unde scoți români? Că nu mai sunt. De asta au venit străini, pentru că dacă erau, pe vremuri erau străini, eu n-am avut niciun străin. La Steaua, dar la Nivaldul, la Bacău, erau rari. Pentru că, hai să spun ceva, știi de ce vin străinii? Pentru că nu mai sunt jucători, dacă erau jucători români buni, mai veneau străini? Nu era loc pentru străini. Și ce vin de afară? Toate, adică nu vin, să zici, top. Bine, n-avem condiții, n-avem salarii, n-avem... N-avem bani, Neovidiu, pentru că totul, și acum și Liga Campionilor și tot, ne uităm acolo, domne, că ia la 100 de milioane, că... Păi ia, dar și producă ea. Adică sunt the best of the best. E părerea mea. Fără bani, deci fără bani nu poți să faci performanță. Sigur, asta fără îndoială, dar e, cum să spun, e o axiomă. Dar zi-mi altceva, Adi, tu fiind macedon, idolul vostru e Hagi? Cu adevărat Hagi este forever, monumentul la care vă închinați? Nu ne închinăm la monument, dar ei vorbesc de mine, idolul meu, și după părerea mea, Neovidiu e un cel mai mare fotbalist care l-am avut. Adică am avut niște trăiri cu el ca fotbalist. Povestește-ne una, o chestie. Păi nu vorbesc că eu ca de copil cu Hagi am lucrat, m-a luat la Națională când a făcut trialul ăla pe Lia Manoliu. Și mă uitam la el,
stai seama că mă știa, îl știam, dar mă uitam la el ca la o icoană. Așa valoare. Și i-am zis, vreau și eu o semnătură. Mi-a zis, băia, de ai nebunit la cap. Zice, lasă că vii la data viitoare. Ok. Un tip de o modestie extraordinară. Adică știi și tu, Nea Ovidiu. Da, da. Și ce a făcut după, adică a făcut Academia de fotbal, are două campionate. Nea Ovidiu, din nimic. Crede-mă că din nimic. Ce ai văzut și tot fotbal românesc, mulți jucători și la Steaua și la toți, dacă ei provin de la Gică Hagi. Da, asta discutam mai devreme. Când pleacă afară, însă, nu mai au același succes. Nea Ovidiu, îi vinde bine, după care încet, încet se plafonează. Câți vrei, exemple, câte vrei. Dar așa a fost și de înainte, Nea Ovidiu. Eu zic că e mentalitatea noastră. Că așa a fost și înainte, în afară de Hagi, adică Adrian Ilie. Ce mentalitate? Păi nu unde știu. Suntem defecți? Nu știu, că acolo nu e, stai că nu mă bagă antrenorul, că are ceva cu mine. Acolo, dacă nu te pregătești și nu ești profesionist 100%, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Ai jucat și tu eu am fost în Israel. Eu am fost în Israel. La două echipe încă, nu? Da, eu am ajuns în Israel. Primul an am ieșit cel mai bun străin al lor. Așa. Dar am avut noroc, cum să spun, am avut noroc și de echipă, și de antrenor. M-a lăsat să joc ce vreau. Israel frumos. Ce să zic, mă... Da, frumos, n-ai frumos. Jucat la echipe mare. Adică am jucat la Maccabi Netanya, pe locul 3, era în Cupa UEFA. Da. Prima dată am ajuns la echipa de arabi, Sakhnin. 1,5 milioane de fani. 1,5 milioane. Nu puteam să ies pe stradă, Nea Ovidiu. Nu puteam să ies pe stradă. Toată lumea să pună mâna pe mine. După aia m-a sunat Berkovici, al Berkovici. Da. Cum e Hagi la noi. Pito, vii? Vin. Și acolo m-am lăsat în Israel. Am venit acasă să mă apuc eu de afaceri, gen. Mi-a zis Neapiții, bă, zice, e cea mai proastă cunoștință a mea. Cum stai la jupă de fotbal? 30 de ani. Bine, Neapiții. Și după aia am făcut echipa la Stejaru. Bun, dar de ce te-ai lăsat? Totuși cam repede. Îți făcuse-și suma, gata? Nu, Neovidiu, nu, Neovidiu. Eram la Maccabi Netanya. Era Eyal Berkovici, era manager. Și antrenor Eli Gutman, care a fost antrenorul Israelului. Până toate bune, Adi, cum joci, vrei să joci cu ăla, cum vrei, ce vrei, nu mă băgam eu. S-a certat Berkovici cu antrenorul, a plecat și de-a doua zi s-a schimbat totul. Și am plecat de la echipă, mai aveam de la celelalte echipe, de la toate aveam contract. Și nu, n-am mai vrut, mi s-a pus pata, am venit acasă. M-am întâlnit cu Gica, a vrut să mă ia la Steaua atunci, dar s-a certat cu Gigi, s-a terminat tot și am făcut echipa de la Stejaru. Așa, aia care era de Macedoni, ca să zic. De Macedoni. Și am dus-o până în Liga 1. Da, și am dus-o până în Liga 1. Dar, ce să zic, am prins, de exemplu, la Galați l-am prins pe Ilie Dumitrescu, la Bacău pe Rednic, la Sportul pe Neando, pe Mircea Rădulescu, pe Florin Marin, am prins numai antrenori. Singura mea chestie e că îmi pare rău că n-am lucrat cu Nea Mircea Lucescu. Am auzit că era un pedagog foarte bun. Bun, dar din ăștia cu care ai lucrat, știi cum e, ai lucrat cu 10, dar le regres pe al 11-lea pe care nu l-ai aprins. O fiecare are calități, defecte. Care ți-a plăcut ție, sufletește mai mult așa? Antrenor? Da. Ilie Dumitrescu, Florin Marin, cât vorbesc eu de el și că a fost dur și cu astea, dar am învățat foarte multe de la el, adică a scos foarte mulți jucători și pe Denis Șerban tot el l-a scos. Da, Florin Marin a rămas cu pecetea asta de antrenorul cooperativei, ceea ce nu e foarte corect pentru că în perioada aia toți erau, că n-aveai ce erau, să faci. Ce treabă are Nea Florin? Asta era melodia. Asta era melodia, exact. Toți erau, n-are... După aia pe cine am mai prins? Pe Ghiță, pe Enaru, pe Mihail Marian. Bun, și nu te-ai certat cu niciunul? Că tu erai cam năzuros, așa, cam capricios. Eu eram, dar eram respectos. Adică, cum să te cerți cu antrenor? Nu te certai.
Și pe vremea aia, Ovidiu, dacă te certai, te trimitea la echipa a doua și nu comentai, îți dai seama. Nu era chiar așa. Eram eu mai nebun așa, dar pe teren, nu în afara terenului. În timpul jocului. Pentru că, spun ceva, uite, și de nepotul meu, că zici de nepotul meu. Nepotul meu mai trebuie puțin dar răutate. Dar n-are destul de vână, așa nu, pare. Nu, vână, pregătirea are puțină răutate în teren. Adică să gândească numai la el. Asta îi explic tot timpul. Eu acum, cred că în 2-3 săptămâni, cred că o să mă duc la el să văd și eu ce pe acolo, să mă duc cu taicăsul. Dar nu reușesc că să mă doare, a început așa în forță aici la Faru, a început, am zis că îl ia și la Națională, chiar vorbeam cu Nea Mihai Stoichiță, că a zis, băia, de ce se întâmplă, de nu joacă la Gică, nu știu ce, păi zic, nu știu. Și știi că a explodat, a dat nu știu câte goluri. Da, și la un moment dat a jucat bine, dar echipa e modestă, adică locul 13 în Liga a doua, e greu să te remarci. Așa e. Și... ce să-ți mai spune, Ovidiu, de povestire? Am atâtea povestiri că... Crede-mă... Auzi, Adi, dar nu-ți pare rău că n-ai jucat niciodată în Națională? Unul din jucătorii curtați, îmi pare rău, Ovidiu, dar... am un meci cu Moldova, după aia mai m-am luat Gică la trialuri și așa a fost să fie. Așa a fost să fie. După aia a venit Neapuiu. Trebuia să plec atunci să joc în Portugalia, nu știu ce s-a întâmplat. Seara am fost anunțat la televizor că mă ia, a doua zi nu mai eram. Nu mai știu. În lot vorbești. Da. Normal că îmi pare rău. Dar ca să vezi ce fotbaliști erau pe vremuri. Deci tu zici că erau fotbaliști mai buni atunci de 10, decât de acum. 10 ori. 10.000 de ori. Dar și tu știi foarte bine. A? Da, bine, dar... Păi știam, care... păi înainte orice echipă știai... toată echipa, 11 jucători. Acum, sincer, spun, nu știu pe nimeni. Te mai duci la meciuri? Mă uit, mă duc. Sunt și observator Liga 1. Nu, vorbesc de meciurile de la viitorul, de la Faru. Mă mai duc, da. Faru. Da, mă duc. Mă duc unde, de exemplu, acum o săptămână m-a prins, am văzut Steaua Faru, când a fost 1-1. Da, da, 1-1. Mă mai duc. La Faru mă duc, îți dai seama că am toți prietenii mei acolo, frate-mi, cu toți, mai și jucăm, că ne mișcăm. De exemplu, de două ori pe săptămână fac mișcare la Gică acolo. Facem, ne strângem noi machidonii și jucăm între noi. Nu mai particip la turnee și la asta, că nu mai merge. Nu mai merge. Și stau și mă uit, numai, din urmă nu mai vine nimic. Vorba lui Neamitică Dragomir mi-a zis odată acum, bă, zice... Să vezi că nu mai există fotbal. Pentru că s-au dus la junior, nu mai există. Înainte, singurul care a făcut Hagi, a mai făcut Vasi la Steaua, nu mai știu unde... Bun, dar cum explici tu asta? De ce nu mai vine nimeni? Păi, Neovidiu, eu merg, de exemplu, la Constanța, mă uit pe la școli. Toate școlile sunt închise. Noi, pe vremea noastră, jucam de dimineață până seara... În curtea școlii era agitație, toată lumea juca fotbal. Da, acum toată lumea pe TikTok, pe net. Noi aveam atunci, țin minte, la Steaua, luasem laptop. N-aveam nicio treabă, îți dai seama. Luasem ultimele tipuri de laptop cu genți de alea, cu mouse-uri, cu ultimile fițe, dar nu știam să umblăm pe el. Și am chemat pe unul, zic, pune și nouă să vedem filme, zic. Și ăla zice, nu vreți să vă pun nu știu ce program. Ce program bagă în film, zic. Atâta, să ne uităm la filme, n-aveam ce să facem. Mai erau ăștia, Geno Găraru, Neșu, care știau ei cu calculatorul. Da, și mai Chizo pune... era cu calculatorul. Ei, era cu calculatorul. Da, da, nu, l-am văzut cu calculatorul. Acum, spre sfârșit. Da. Și Chizo nu țipa la voi? Ba da, dar avea... Țipa, Neovidiu. Țipa, dar nu l-auzea nimeni. Dar nu l-auzea nimeni, dar avea suflet. Era și impunea respect și Neaviu. Neaviu impunea respect extraordinar. Avea jucătorii lui. Eu l-am prins la Dinamo pe Neaviu. Pe Nea Cornel Dinu. Și ți-am zis, Ilie Dumitrescu, îmi pare rău că n-a mai continuat ca antrenor. N-avea răbdare. Lui Ilie, dacă îi răspundeai, pizza era minciună. Deci nu mai gata, te dădea, te... Orgolios, foarte orgolios. Da, eu l-am văzut la Salonică, o perioadă a antrenat la Salonică. Îl respectau ăia, ziceai că e... Da, da. Păi și când a venit și la Bacău, când a venit la Bacău, a venit cu surle, trâmbițe,
zicea lui Sechelariu, Dorule, mama, și când să-l dea afară, domnul primar, că nu știu ce. Zic, băi, Ilie, ai greșit. Ai greșit pentru că el în loc să ne apropie, s-a dat cu jucătorii de la Bacău, dar noi oricum ne împrietenisem cu toții. Pentru că la început e greu, Ovidiu, eu am fost la Bacău, păi să ne batem acolo. Păi ia ofticați că am venit noi de la București. Era o râncă între cei de acasă și cei veniți. La talentul meu, pentru că eram și omul vestiarului. Eu eram și omul vestiarului, îi coagulam, îi adunam, îi făceam o familie. Aveam talentul ăsta. Ți-aduce aminte când a dat afară Sechelariu pe Ilie, cum a fost? Da, după l-a dat afară pe Ilie și l-a adus pe Ghiță, pe Enaru sau nu mai știu cine. N-a fost așa. Țin minte că am plecat cu Ilie, am plecat după meci, cu el, cu Prunea, cu Butelie, cu Frasu și cu Miu. Ne-am oprit la OMV, la Buzău. Și i-a zis și Frasul, băi, Ilie, ai greșit, în loc să ne ții pe noi, să... Se supăra, de exemplu, de la... Cu mine s-a certat, nu mai știu de la ce s-a certat, de la... Nu mai știu de la ce. Și orgolios, foarte orgolios, nu m-a băgat 3 etape să joc. Așa orgolios. Ilie. Da. Și după aia și-a dat seama, dar prea târziu. Și s-a lăsat de antrenorat. S-a dus unde există un Cipru. Și așa s-a lăsat. M-am întâlnit cu el odată și a zis, nu mai vreau să aud de fotbal. Omul e lord la televizor, mai are niște spații de închiriat și nu vrea să se mai complice. Îi place viața. Foarte bine. Auzi, Adi, când te-ai închis, când ai renunțat la fotbal, stăteai bine cu banii? Erai într-o situație... Că puteai să nu mai muncești toată viața? Da, Ovidiu, dar nu vrei să spun ceva. Eu m-am gândit, eu și înainte să mă las de fotbal, mă gândeam că se va termina. Că 90% din fotbal ei nu se gândesc. Cred că o să joace toată viața fotbal. Nu există așa ceva. Eu trimiteam bani, am făcut firme, afaceri, adică mă pregăteam, eram conștient. Dar majoritatea, îți spun sincer, că nu, ei se gândesc că o să joace fotbal toată viața. Sau rămân în fenomen. Pentru că e greu. Ovidiu, ca fotbalist, e șmecher. Mai ales dacă ești și bun, crede-mă, toată lumea la picioare. După ce termin, tu ești la picioarele lor. Nu te mai bagă nimeni în seamă. Nu, și ca antrenor poți să fii tu Hagi și tot depinzi de jucători. Când ești jucător, e cel mai șmecher. Toată lumea la picioarele tale. Da. Când ești antrenor, când ești președinte, când ești... Depinzi de cine depinzi? De actorul principal, de fotbalist. Adi, povestește-ne ceva de la Forban. Că ții minte că ai prins și tu, nu? Forbanul ăla care era un fel de ochnă, așa, când ajungeați acolo. Ne-au Ovidiu. Ajungeam acolo, ții minte, prima dată când am ajuns eu la Forban, era zăpadă. Cu Steaua, firește. Păi cu Steaua. Am ajuns la Forban, nu știam. Am ajuns acolo... Zăpadă, a venit, a luat cu 6x6. Cu de-alea, broaște de-alea. Cu șenile de-alea. Nu cu șenile, cu 6x6, cu 6 roți, cu... Un fel de taburi. Tanchete de-alea, da, tabur. Așa. Ne-am luat bagajele din autocar, le-a dus, ne-am urcat acolo. Ce să zic, toate condițiile din... Aveai saună, bazin, sală de sport... teren de fotbal, jos, acolo unde am pozele alea cu oile, acolo la Forbani. Mâncare, tot, dar, îți spun sincer, dormeam îmbrăcat, dormeam de seara, nici nu trebuia să te controleze, stinge televizorul, dormeai, cum prindeai ceva, dormeai, pentru că aveai 3 antrenamente pe zi, aerul ăla, tare de tot, tare, de-abia așteptai, ne trezea dimineața la 6, dă-i până la poliție jos acolo, 15 km, dus întors, somn, masă, antrenamentul de bază, viteză, bam, seara, învingerea propriei greutăți, abdomene, bazin, nici remi, la remi... Dormeai în picioare, a? Dormeai în picioare. Și acolo era, cum să spun, îți încărcai bateriile. Și mai stăteam seara la Caterin, că îți dai seama ce să faci. Nici net, nu era nimic.
stăteam seara, țin minte, cu Aliuță, cu Mirel, cu... Și stăteam, făceam caterincă unul de alții, somn și iar antrenament. Da, nu era... Pentru mine, fotbalul a fost, cum să spun, ceva extraordinar. Adică îți încărcai bateriile și după aia, dacă continuai cu antrenamentele și cu alea, duceai tot campionatul. Dar adică... crezi că pe fotbaliștii de azi mai poți duce în condiții de alea așa să nu... Nu. Să n-ai băi net, să... Nu cred. Nu navigheze, ca să zic așa. Da, Neovidiu, aici uite că mă întrebai de ce... Din cauza asta. Pentru că acolo ne stătea mintea numai la fotbal. N-aveam, doar vedeam un film. Sau n-aveam ce să facem. N-aveam ce să facem. Forbanul, treaba lor, nu știu. Oricum vorbesc de Steaua, că nu călca nimeni pe acolo la Forban. Da, da, sigur că nu era. Și de când a plecat Piții, n-a mai fost nimeni la Forban. De când a plecat Piții. Aia, hotel 5 stele. Bine, fiecare cu mentalitatea lor. Dar nu vezi că acum sunt discuții cu Dorinel Munteanu, că de ce îi duce la munte și aleargă pe pantă și pe șosea, pe șosea, păi, prin stațiune. Da, Dorinel are și rezultate. Dorinel are, pe părerea mea, echipa care a făcut-o din nimic. Nu știu dacă are jucat numai de la Galați, doi de la Hagi, care nu jucau, și ai văzut ce a făcut. Da. Dar până la un moment dat poate să ducă și Dorinel, că nu poate să crească să se ducă, da, să bată la campionat. Echipă pusă pe muncă, dacă are... Exact cum avea Nea Florin la acea clau Piatra Neam, sau la pe muncă, dar până la un moment dat, că după aia trebuie bani, trebuie să aduci jucători de valoare. De exemplu, Florin Marin, pentru prima dată în viața mea, când l-am văzut la Craiova, deci la Rocar, câte 4 zile cantonament, la Ceaclău am auzit că ținea 7. E, când am ajuns la Craiova, eram jucători numai 1 și 1, nu mai știe că Nea Florin, știe că e Frasul Geamăn. Numai 5 contra 2, numai Miuțe, ce vrem, nu știu ce. Adică s-a adaptat, s-a pliat pe atmosfera și pe valoarea jucătorilor. Asta e părerea mea. Adică da, și Dorinel, incredibil, după prea, felicitări. Dar până aici, nu poate să crească. Așa este. Trebuie alt nivel, alți bani, alți jucători. Și eu nu m-am făcut antrenor, spun sincer. Eram la Constanța, era șeful de antrenori. Era Mircea Rădulescu. Eram eu, Fane Petcu și Fane Iovan. Țin minte, vis-a-vis de mama, la unde are Hagi acum. Și acum are birourile acolo cu jucătorii. Și îmi trebuia un examen. Un examen și luam FIFA Pro sau nu știu ce luam. Pe bune. Un pește, o pastramă, ceva, nu mai conta. Oricum eu aveam talentele mele. Și n-am vrut să mă duc. Nea Mircea mi-a fost și antrenor. A zis, Pitule, vină mă mâine, zice, la București. Nea Fane, du-te, bă. Nu am vrut chestia asta de antrenor. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Că ca antrenor ne-a ovit... Depinzi de 25 de caractere. Foarte greu. Trebuie să fii puțin pervers, trebuie să fii puțin șmecher, puțin, pentru că nu, din aia 25, 11 joacă. Așa e. Trebuie să fii pedagog și trebuie să-ți placă. Mie nu-mi place antrenoratul. Dacă nu-ți place, foarte bine că nu te-ai apucat de asta. Mie îmi place, da. Hai, povestește o întâmplare, hazlie, așa. O chestie. Hazlie? Ăștia, prietenii mei, colegii mei, Crăițoiu, care fac emisiunea, mi-a zis, nici nu trebuie să vorbiți, că începe... Păi am hazlii de peste tot, de unde? Am... De unde să zic? De la Bacău vi le-am povestit. La Bacău, îți dai seama că am ajuns prima dată, i-am învățat să bea un pahar de picior, aia bea un cană de 2 litri, aveau... Când duceau la restaurant, aveau naveta de vin de aia, cu 12 sticle în aia de lemn. Pac jos aici, zic, pă, puneți-o la frigider, nu zice, să o vedem aici. Beau până să lipea scaunul de ei. Eu mă duceam, odihneam, mă întorceam. Și la antrenament erau primii, Nea Ovidiu. Primii. După aia a venit Ilie cu Amaretto și cu alea, că... Ilie a venit a... Bă, talent. Occidentalizat. Ne-a prins cu bere, a zis, ce sunteți, șofer de tir? Ce faci, bei? Păi după antrenament, bere, frig, cald afară, eram cu Prunea, nu să uit, și cu Miu. Și zice, bezi, bă, un Amaretto. Și de atunci nu mai Amaretto, luam câte 3 sticle în cantonament și beam Amaretto. După aia, când a apărut aia cu muzica, ne-a adus Ilie la Galați, am văzut prima dată, a adus haos.
dă-i, da. Haos. M-a văzut el afară. Și pe muzică nu poți să te des... Prima dată zic, păi ce Pelin și Coia, îți dai seama, muzică, haos, de unde ei învățați cu Maria Lătărețu Coia. Și până la urmă, mai ales dacă și câștiga, era totul frumos. Dacă pierdea, era nenorocirea pe pământ. După aia, cu Florin Marin am cele mai multe, îți dai seama, și la Rocar. La Rocar ne... Cum să spun, ne ținea... Deci, meciul era... De exemplu, se știa că meciul, cum trebuie să se termine, ne ținea câte 3-4 zile în cantonament. Deși meciul era aranjat. Meciul, păi da, am ieșit, aveam cu Steaua meci. Apropo, aveam cu Steaua meci, noi îți dai seama, pregătiți, jucăm cu Steaua. Pac, antrenor era Florin Marin, secund Mustacă, cu Popovici și președinte nea Paul Cazan. Și ne-a scos, ne-a dus la film seara. Să vedem la film, a doua zi înainte de meci la biserică și meciul. Când ne-am dus la film, când Miu cu Duro cu două gagici de mână, păi zic, ce fac ăștia, au meci mâine? Dai seama, eu am înnebunit. Îl sun pe Miu, bă, zic, tu ești sănătos. Ce ai mai luat-o, razna, zice, meciul e amânat, zice. Cum, stați în cantonament ca proști? Ma, Florin Marin nu mai știa să zică, îi zice lui Nea Paul Cazan, bă, zile așa, au venit la noi. Bă, fiți atenți aici, că o să se joace meciul mâine, că e o ședință la federație, și o să-i luăm prin surprindere și prinde, mă-i bate. De unde nu s-a jucat meciul? Am stat 4 zile în cantonament. Ne ținea, Florin Marin era, nu știu, cu cantonamentul. Uite, la Craiova nu era așa. Ne ținea câte 2 zile și băteam pe toți. Da, dar erau alți jucători. Altă atitudine, în general, la Craiova. Nu mergea așa. Spune-mi, Adi, ce părere ai de națională? Că am ajuns la final, gata. Mulțumesc că ai venit. Ce să spune Ovidule de națională? Ce facem la Euro? Nu contează ce facem la Euro. Contează că suntem acolo, Ovidiu. Eu n-am crezut că ne calificăm. E ca la Olimpiadă, e important să participi. Nu, e important să participi. Spun ceva, Ovidiu. Un turneu final nu se compară cu un campionat. Acolo poți să prinzi o zi bună, să te califici și în grupe, să nu se știe niciodată. Așa, dacă nu ne calificam, ce făceam? Stăteam, bă, dacă era... Pentru mine nu e numai că s-a calificat naționala, că ne uităm la televizor și ne bucurăm. Dar a crescut valoarea și pentru jucătorii care pleacă afară. Să știi, asta e cel mai important. Tu ziceai mai devreme că n-avem jucători. Acum... Păi nu, stai să spun ceva. N-avem jucători la echipele de club cum era înainte, ți-am zis. E greu să nu mai iese aproape 5%. Dar naționala, ce a făcut acum, o să ajute foarte mult pentru jucătorii care pleacă afară. Cât sunt ei de puțin? Înțelegi ce zic? Uite-te, un Drăgușin. Păi ăsta, spun eu că a crescut valoarea foarte mult. Bine, ăsta nu prea a jucat pe România, aia e norocire. Cum, n-a jucat la voluntari sau nu știu pe unde a fost? N-a jucat, de unde? Da, nici nu juca, nici nu era titular. Problema e că, apropo de națională, să știi că e o chestie, o revigorare și poate un nou start pentru fotbalul românesc. Eu zic sincer. Zi-mi, Adi, cu asta am încheiat. Care e cel mai bun fotbalist român de azi? De astăzi? Da. Nu știu, mie îmi place Florinel Coman acum. Florinel Coman. Da, îmi place, Florinel îmi place. Altul... Bun. Și vis-a-vis de Euro 24, trebuie să fim optimiști sau ajunge că ne-am calificat și să ne vedem de treabă? Spun sincer, ajunge că ne-am calificat și acum să vedem ce se întâmplă. Eu zic că o să facem o surpriză frumoasă, pentru că joci fără presiune, nu ești cum era România pe vremuri. E presiune. Iordănescu vrea mai mult. Păi lasă, vrea, da. Trebuie să și poți. Dar eu spun că o să facem o figură frumoasă, măcar să ieșim din grupe. Mulțumesc mult, Adi. Doamnelor și domnilor, a fost Adrian Pitu pentru dumneavoastră și pentru mine. Mulțumesc că a venit de la Constanța și a acceptat acest dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez să vă meargă tuturor până atunci cât mai bine. Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal, Superbet Go Super!